țările cărora le este hărăzit să fie colonii, nu contează ce elite au. Dacă sunt elite care se opun, sunt înlăturate elitele. Adică dacă sunt elite care se opun celor ce au decis cei mari, atunci sunt înlăturate elitele, nu se face după cum vor elitele. Așa cred eu, dacă vrei să fii realist. Și cred că asta este situația foarte clară a României, deși sensul întrebării dumneavoastră este foarte bun, pentru că, într-adevăr, România are un colaboraționism cu puterea externă dominantă ceva fără egal. Alții opun rezistență. România colaborează. Așa arată istoria. Asta de pe vremea turcilor.